Ministerul Sănătății a declanșat o anchetă cu privire la moartea marelui fotbalist Ilie Balaci. Reprezentanții ministerului vor verifica modul în care a intervenit echipajul ambulanței și dacă viața marelui sportiv putea fi salvată, dar și ce medicații a primit acesta cu câteva zile înainte de a muri. Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a anunțat că în maximum două zile vom afla exact dacă procedurile și protocoalele au fost respectate. Poliția a deschis un dosar penal de moarte suspectă, iar familia a cerut efectuarea autopsiei care va arăta exact cauzele care au dus la moartea lui Ilie Balaci. Duminică dimineața, Ilie Balaci se afla la mama sa. La un moment dat i s-a făcut rău, iar în scurt timp a căzut pe podea. Ziarul de Craiova.ro a făcut dezvăluiri importante despre cum au intervenit echipajele de urgență în cazul fostului mare fotbalist. La fața locului a ajuns în scurt timp și un echipaj al serviciului de ambulanță Dolj. Medicii au încercat să îl intubeze pe fostul fotbalist, dar căile respiratorii erau prea inflamate pentru a putea fi efectuată procedura medicală. În acel moment s-a luat decizia de a se solicita ajutorul unui echipaj mai bine dotat din punct de vedere medical, așa că a fost chemat un echipaj smurt cu medic. Minute întregi, cele două echipe de intervenție s-au chinuit să-l intubeze, folosind un tub de mici dimensiuni, destinat procedurilor la pacienții copii. După o oră și jumătate de resuscitare și intervenții specifice, Ilie Balaci a fost declarat mort, au scris jurnaliștii de la ziarul de Craiova.ro. Meciul de ieri dintre Universitatea Craiova și FCSB s-a desfășurat sub emoția pierderii marelui talent al campioanei unei mari iubiri. Minutul 8 al partidei a fost marcat într-un mod inedit. Suporterii din Peluza Nord au afișat un banner imens pe care au scris mesajul de la 8 la infinit, amintind de numărul pe care Ilie Balaci l-avea pe tricou pe vremea când juca pentru Craiova Maxima. Sicriul cu trupul fostului fotbalist urmează să fie depus la Biserica Sfântul Ilie din Craiova. În această seară, catafalcul urmează să fie amplasat la stadionul Ion Oblemenco. Înmormântarea urmează să aibă loc mâine la cimitirul Sineasca, acolo unde este înmormântat și tatăl fotbalistului. Ilie Balaci avea 62 de ani. A fost unul dintre cei mai iubiți și mai talentați fotbaliști români, alături de Hagi și Dobrin. Balaci a jucat aproape 350 de meciuri în prima ligă, cele mai multe în culorile Universității Craiova, și a marcat 84 de goluri. Ilie Balaci a fost declarat cel mai bun jucător român de două ori, a îmbrăcat tricoul echipei naționale de 65 de ori și a marcat 8 goluri.